rugăciune, povedenie. Cu privire la Ucraina, la Rusia. Și m-a schimbat complet acum. Aveam un fel de gândire, acum s-a altfel. Era un val de apă tulbure care venea dinspre Uest. Dar așa ca un tsunami mare, lung, venea un pohoi de apă. Și mergea spre Rusia. La hotarul Rusiei s-a făcut așa cum e lama la excavator. La excavator nu-i dreaptă, e așa, așa, semicercul, da? Ca să împingă pământul. Și așa era un blindaj, ca o lamă de excavator, pe tot hotarul, care venea dinspre Uest Valul. Și venea foarte furios apa asta. Și când o lovit, o întors apa invers. Și-o venit înapoi, ca un tsunami care se retrage înapoi. Și-o venit înapoi. Și-o spus Domnul, asta am văzut în cartea lucrării lui Dumnezeu. Ce este la Dumnezeu în planul lui? Vedeți, la noi zice, băi, atacă ăștia, invazie, Rusia, tot. Dar la Dumnezeu e invers. M-o schimba complet el. Și o schimba apa înapoi. Și-a întrebat ce? Și-o spus de sus. Deci s-a spus, deci uite de, în cartea lucrării lui Dumnezeu, planul ăsta, mizeria asta din Uest vrea să intre în partea asta. Și nu voi îngădui să intre mizeria de acolo. Amin. De aici să intre acolo. Care e mizeria acum? Și m-am gândit de el. Homosexualitate este, dar nu așa ca la noi. Transgender și din ăștia și fel de fel, care vor să ocupe globul. Rusul a spus nu, la noi nu. Acum pornește asta. O pornit vizelia asta la altă. Dar normal, menirea este ca să împingă, să ducă înainte, să rupă frontul. Și nu va putea. Va fi un baraj și a spus popor cu poporul ăla, eu am un plan că el trebuie să mă împlinească lucrările mele. Era scris în cartea aia, acolo. Alte lucrări. Ok? Deci, nu știu dacă v-ați înțeles, pentru mine a fost foarte clar și foarte limpid de ce am văzut. Ce am înțeles? Cine-i poporul ăla? Chiar dacă vor ataca ei și vor face invazie, probabil vor lua și Ucraina ca să nu uite și Ucraina, ce este în Europa, nu știu. Acum gândesc altfel, gândesc. Până acum mă gândeam, Doamne, să nu iei Ucraina. Dar să o iei acum, să nu intre ăștia la alții. Cu toate mizerile astea acum. Să pună hotarul mai încoace, știi? Și să treacă și România. Să oprească și dincoace cu hoiul ăsta de mizerie. Ok? Că ăsta are putere asta. Și nu și-a terminat, gata, rusul. Și Dumnezeu alege oamenii care ăștia. Acum o să vedem pe parcurs. Eu m-am minunat, m-am bucurat. Și-a dus, mi-a schimbat și eu toate cu news-urile astea, că ei după news, domnule. E problemă mare. Dar acum m-am bucurat că Domnul are un alt plan. Și doresc și în România, Domnul, să oprească povoiul ăsta de mizerie care vânduie și care împinge în toată lumea, care popoară cu oameni, cu oricum, așa.